Dragi frați, în predica de astăzi vom vorbi cu voia lui Allah subhanahu wa ta'ala despre profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Cum bine știți cu toții, această lună este luna pe care o numim de foarte multe ori luna profetului. Pentru că este luna în care s-a născut profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Acest om măreț, ultimul profet pe care Allah l-a ales să transmită mesajul său omenirii. Sunt multe de spus despre profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Oricât de mult ne-am străduit, vedem că suntem neputincioși, nu găsim cuvintele potrivite pentru a-l lăuda pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E de ajuns să știm că profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam este acel trimis al lui Allah subhanahu wa ta'ala, care i-a luat pe grupul de oameni, comunitatea în care a fost trimisă. Comunitatea în care a fost el trimis, o comunitate care era, nu era băgată în seamă printre celelalte comunități. O comunitate care era, da? Dacă e să le așezăm pe categorii, cum se spune în lumea întâia, a doua, a treia, a patra, cred că era ultima de jos. A luat această comunitate profetul sallallahu alaihi wa sallam și a ridicat în 10 ani de zile în Medina, 13 ani în Mecca, în 23 de ani a reușit profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam să-i ridice de pe ultimul rând deasupra de tot. În doar 23 de ani. Deci dacă e să vorbim despre profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, este suficient să spunem că ne-a înălțat, i-a înălțat pe arabi, pe comunitatea la care a fost trimis, pe musulmani, din nimic i-a dus în fruntea comunităților, în fruntea oamenilor. Și a făcut cei mai de seamă oameni aleși din zonă. De ce? De ce acest lucru nu l-au reușit alte popoare? Au avut nevoie de zeci, sute, mii de ani ca să ajungă la acest nivel. De aceea unul de cei mai mari istorici spune că toate comunitățile, că vorbim de împărați, de regi, de triburi, neamuri, care s-au înălțat, au avut nevoie de foarte mult timp ca să ajungă sus. Foarte mult timp. Zeci, sute de ani. Și au căzut, decăderea lor a fost foarte rapidă. Singura comunitate care a avut nevoie de foarte puțin timp să ajungă sus a fost comunitatea profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Și a luat invers, foarte mult timp să decadă. Profetul sallallahu alaihi wasallam ne-a înmânat comunitatea noastră, fiind fruntași. Noi am luat-o și am dus-o jos înapoi. În clipa în care ne-am îndepărtat de pe calea profetului sallallahu alaihi wasallam, ne-am întors frumos în timp așa și am luat locul care ni se potrivește. Iar dacă vrem din nou să ne înălțăm unde ne-a dus profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu trebuie decât să urmăm calea profetului sallallahu alaihi wasallam. De aceea profetul spune într-o relatare: "Khairul quruni qarni." Cea mai bună comunitate, cea mai bună societate este societatea în care trăiesc eu. Apoi cei care urmează, apoi cei care urmează. Adică as-sahabe, adică companionii profetului sallallahu alaihi wasallam, după aceea tabin, adică urmași ai companionului profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunt multe de spus despre profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timpul nu ne permite, dar o să mai vorbim inshallah și în alte predici. Pe scurt, am vrut să arătăm așa cine este profetul Muhammad, pe care unul dintre mari cercetători care a ales 100 de personalități și le-a studiat pe fiecare în parte, a ajuns la concluzia că profetul Muhammad este numărul 1. Cel care a făcut studiul nu este musulman. Dar el și-a stabilit niște criterii și a ales 100 de personalități cele mai influente de pe glob și conform criteriilor stabilite de el, concluzia a fost Muhammad sallallahu alaihi wa sallam este numărul 1. Nu o spune Allah în Coran, numai Allah în Coran. Nu o spunem noi musulmanii, această mărturie vine din partea unor nemusulmani. Acest profet pe care Allah subhanahu wa ta'ala ne-a învățat în Coran cum să ne comportăm, cum să-l respectăm. Toți profeții în Coran au fost numiți cu numele lor. Ia Adem, ia Nuh, ia Lut, ia Salih.
Profetul Muhammad i-a spus, ia eiuhen nebi. Nu i-a zis. Găsiți un verset în Coran în care se spune, ia Muhammad, ia Adem. A zis, ia Adem. Ia Musa, ia Musa. Moise. Găsiți, ia Muhammad. Nu există. Ia eiuhen nebi, ia eiuhen rasul. Allah subhanahu wa ta'ala ne învață cum să ne adresăm Profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Și cel mai bun exemplu, pentru că datoria noastră ne-a spus și în alte predici, e să-l urmăm pe Profetul Muhammad. Să credem în el, să-l iubim, să-l urmăm. Să credem în el, credem cu toți. Nimeni nu, dintre musulmani nu zice că nu crede în el. Toți cred. Dar la iubirea Profetului avem multe probleme. De ce? Pentru că nu cunoaștem. Iubirea unei persoane se bazează pe cunoașterea sa. Datorită faptului că nu-l cunoaștem, nu am reușit să ajungem la rangul de iubire al Profetului la care au ajuns companionii Profetului sallallahu alaihi wasallam. Și avem foarte multe exemple în viața companionilor. Oameni, bărbați, femei, care și-au dat sufletul pentru Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, care s-au pus pavăză în fața săbilor, lăncilor, sulițelor, săgeților, pentru a-l proteja pe Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oameni care, alături de Profet sallallahu alaihi wasallam, au trăit cele mai frumoase clipe din viața lor. De aceea, ei nu și-au imaginat vreodată, companionii Profetului sallallahu alaihi wasallam, că Profetul Muhammad îi va părăsi. Nu și-au imaginat că pot trăi clipe fără Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De aceea, când au primit vestea că Profetul Muhammad a murit, Omar radiallahu anhu a scos sabia și a spus, cine spune că Muhammad a murit, sallallahu alaihi wasallam, îi tai gâtul. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu a murit. Așa cum Moise s-a dus la stăpânul lui, la Domnul lui, la Allah, s-a dus și Muhammad, pacea fie asupra tuturor profeților, și se va întoarce. Până când a venit Abu Bekr și a citit versetele din Coran, inneke meitun wa innehum meitun. La fel, mulți dintre companionii Profetului sallallahu alaihi wasallam căutau în tot ceea ce făceau să fie alături de Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Așa cum copiii noștri îi adoră pe fotbaliști, pe cântăreți, din păcate, și umblă cum umblă ei, se tund cum se tund ei, peste tot, ai văzut ce gol a dat, ai văzut la clubul cu tare, a plătit atât, a câștigat atât, a făcut reclamă, știe tot despre viața fotbaliștilor, și când venim despre viața Profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nici măcar noțiuni elementare nu cunoaștem. Iar companionii Profetului spun, învățam pe copiii noștri viața Profetului, așa cum îi învățam versete din Coran. Învățam pe copiii noștri, învățam pe copiii noștri viața Profetului, așa cum îi învățam versete din Coran. Memorau viața Profetului sallallahu alaihi wasallam. De ce? Pentru că îl cunoșteau și îl iubeau. De aceea iubirea Profetului face parte din credința noastră. Trebuie să-l iubim pe Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Avem datoria să-l iubim pe Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam de tot mai mult decât tot ceea ce ne este mai drag în această lume. Mai mult decât averile noastre, decât comerțul de care ne bucurăm, decât, știu eu, părinții, frații, surori, copii și așa mai departe, cum spune versetul în Coran foarte clar. Iar companionii Profetului sallallahu alaihi wasallam, cum a spus în toată viața lor, dacă e să dăm pilde, câte pilde avem în viața lor în care au dat și au dat viața și au renunțat la Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au suferit chinuri îndurătoare. Familia Al-Yasr, primul martir, prima femeie care a murit în Islam este Sumeyye. De ce și-a dat viața? Veneau la ea și spuneau, renunță la Muhammad. Înjură-l pe Muhammad. Spune ceva prin care să denigrezi pe Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Și-a dat sufletul, dar nu a denigrat. Și-a dat sufletul, a preferat să moară decât să vorbească urât la adresa Profetului sallallahu alaihi wasallam. Și pilde sunt foarte multe. Și bătălia de la Bedr și de la Uhud și la toate bătăliile care le-a dus Profetul sallallahu alaihi wasallam, vedem în jurul Profetului sallallahu alaihi wasallam cum se adunau companionii, ca nu cumva Profetului să-i se facă rău. Când s-a dus la Taif, companionul s-a pus în fața pietrelor, când oamenii l-au pietruit pe Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ca nu cumva o piatră să-l atingă pe profet. Pe lângă faptul că cunoșteau foarte bine viața Profetului, Abdullah ibn Omar, ani de zile, mergea pe stradă, odată s-a plecat și l-au întrebat, ce s-a întâmplat? De ce te-ai plecat?
Și a spus, aici era un copac. Pe aici a trecut profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aici era un copac. Și creanga era pe drum, a târnat pe drum. Și profetul când a trecut, s-a plecat și a trecut pe sub creangă. Nu mai era copac, nu mai era creanga. Dar era vie în mintea companionului, da? Prezența profetului sallallahu alaihi wa sallam. Bilal Habeshi, muezinul profetului sallallahu alaihi wa sallam, a refuzat să mai dea ezanul. Nu a mai putut să dea ezanul. Pentru că de câte ori ajungea la Eşhedü enne Muhammeden Rasulullah, plângea în hohote și se oprea. Pentru că trăia profetul Muhammed. Când făcea chemarea la rugăciune, îl vedea pe profetul Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. De aceea, după moartea profetului, cea mai grea zi în care toată lumea a plâns în Medina, este ziua în care Bilal Habeshi a venit la Hajj, după ce părăsise Medina, Mecca, a venit și au cerut să dea încă o dată ezanul. După ani de zile după ce a murit profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, și a început Bilal Habeshi să dea ezanul și toată lumea în Medina și-a adus aminte profetul Muhammad. De ce? Pentru că ezanul, vocea lui Bilal Habeshi, era în armonie cu prezența profetului sallallahu alaihi wasallam. Le-a amintit de prezența profetului, ba chiar unii au venit, s-au spus, are înviat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu numai oamenii, pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toate ființele l-au iubit. Știți foarte bine, când profetul a emigrat din Mecca în Medina, au construit moschee, Au făcut o moschee, au stabilit un loc pentru moschee. Și acolo profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ținea predica și stătea rezemat de o buturugă. Când numărul musulmanilor a crescut în Medina, au extins moscheea. Au mărit moscheea și au zis, hai să facem un minber cu 3 trepte ca să stea profetul sallallahu alaihi wa sallam mai sus să fie văzut de către toți. Și au renunțat la trunchiul de copac. Spune relatare că s-a auzit cum plângea trunchiul de copac. Și până când a venit profetul, până n-a venit profetul la trunchi, l-a mângâiat, l-a atins, nu s-a oprit din murmur. De aceea, profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala i-a dat acest certificat. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. El a fost trimis ca îndurare لِلْعَالَمِينَ, pentru lumi, nu pentru musulmani. Nu lil muslimin, nu lil mu'minin, nu lil muttaqin, lil alamin, pentru toate lumile. De aceea este o onoare pentru noi că am fost aleși să facem parte din comunitatea profetului sallallahu alaihi wa sallam. Este o onoare pentru noi că facem parte din comunitatea profetului sallallahu alaihi wa sallam. Dar această onoare trebuie să o păstrăm ca un medalion în gât. Da? Nu ca un medalion în gât, dar trebuie să păstrăm viața profetului, să o transmitem mai departe. Să cunoaștem pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, să facem ceea ce a făcut, să facem ceea ce ne-a spus să facem, să trăim viața profetului așa cum a trăit-o, să încercăm să fim ca profetul Muhammad. Nu să păstrăm doar așa o etichetă în piept, sunt musulman, cred în Muhammad sallallahu alaihi wasallam sau îl iubesc pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sau nu mai știu ce alte cuvinte care de multe ori sunt doar niște cuvinte sau lozinci goale. Allah să ne ferească. Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă dintre cei care se mândresc că fac parte din comunitatea profetului sallallahu alaihi wasallam, să fim dintre cei care sunt împreună cu profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam în ziua de apoi, inshallah.